În perioada 25 februarie-4 martie 2023, Isu-Hunedoara organizează Săptămâna Protecției Civile, perioadă în care vor avea loc o serie de acțiuni informative educative despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență. Alături de organizatori participă reprezentanței Crucii Roșii, ai Salvamont, dar și ai Poliției și Jandarmeriei. Miercuri 1 martie va fi Miercurea Sirenelor. Acestea vor fi activate pentru câteva secunde în 64 de localități hunedorene. Luni 27 februarie va fi reluată campania națională de informare preventivă Nu tremur la cutremur, prin distribuirea materialelor informative la Petrila, la Simeria în 28 februarie, Hațec 1 martie și Vața de Jos în 2 martie, dar și în alte localități ale județului. Marți 28 februarie, între orele 9 și 15, la toate sediile subunităților de intervenție va fi organizată Ziua Porților Deschise pentru toți cei care doresc să afle informații despre activitatea salvatorilor și despre tehnica folosită. Miercuri 1 martie va fi o zi în care acțiunile se vor desfășura sub genericul Miercurea Sirenelor. Practic, sirenele de alarmare din 64 de localități hunedorene vor fi activate pentru câteva secunde. În fiecare zi, de luni până vineri, în unități școlare din județul Hunedoara, vor avea loc prezentări teoretice și practice de instruire privind tehnicile de acordare a primului ajutor, precum și modul de comportare specific tipurilor de risc generatoare de situații de urgență.